Iar pentru cei care gândesc, iubesc, trăiesc și simt franțuzește, în această dimineață cu o dedicație specială este Maria Codreanu, interpretând piesa Je t'aime. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amé, je décidais de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille à moi souvent te réclamer, presque comme une mère, tu m'abordes à me protéger. Je t'ai volé ce son qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Soldat, comme une star de cinéma, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Même ce d'un seul frère et le gardien inavoué. Dans cette maison du pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre du corps qui se faisait. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Abia acum mi-am dat seama cum arată fluturii în stomac, expuși în spatele interpretei noastre. Maria Codreanu, bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Nu ai venit singurică, de aceea să nu lăsăm să aștepte pe destinsul domn, să luăm loc la canapea. Iar cel despre care spuneam că așteaptă nerăbdător este nimeni altul decât compozitorul Vlad Mircos. Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit!
Suntem deja la a doua discuție în acest format, dacă stăm să ne gândim. Data trecută a fost o premieră. Motivul astăzi care este? Tot este o premieră. Ce frumos! Dar între timp să vorbim și despre, dacă tot vorbim despre Ziua Internațională a Francofoniei, știm că s-au trecut deja și preselecțiile pentru unul dintre cele mai cunoscute concursuri de cântec francofon, da? Așa data trecută doamna Manuela a specificat, care este Chanton Ami. Cum decurg preselecțiile sau cum au decurs mai exact? A decurs preselecția în 18 martie, deci două zile în urmă. Au venit participanți din 15 raioane ale Republicii, plus municipii de Bălți și Chișinău. Și iată, din 90 de participanți, circa 90 de participanți, am ascultat multe piese, am ales circa 50, care vor participa la cele patru secțiuni de vârste, 10-13, 14-17, 18-25 și secțiunea maturi, care nu are limită de vârstă, deci secțiunea profesori. Dacă vorbim despre Chanton Ami, știm că ție nu ți este străină experiența de evoluare în scenă la acest minunat concurs. Anul acesta va veni în calitate de... Invitată. E altă postură deja, un pic mai ușurată, mai liniștită, trebuie să recunoaștem. Cu ce emoții îți aduci tu? Ce emoții te încearcă când îți aduci aminte de evoluțiile tale din scena Chanton Ami? Da, de fapt vreau să remarc faptul că Chanton Ami este pista mea de lansare. Deci sunt laureată de două ori cu Grand Prix la acest festival, acest minunat festival. Vreau să-i mulțumesc doamnei Svetlana Manuil pentru că are curajul, răbdarea și puterea să organizeze an de an acest concurs, care promovează și susțin diferite talente din întreaga Republică. Și acest concurs, într-adevăr, mi-a adus mari succese și m-a ajutat într-un fel să mă remarc. De la tine sau de la sfaturile tale, probabil ar ține cont multe potențiale câștigătoare, laureate a Grand Prix-ului, de ce nu? Ce sfaturi le-ai putea da și participanților pentru a obține un rezultat remarcabil? Pentru că până a devenit și tu câștigătoare, ai avut și tu eșecurile tale. Da, ideal nu există nimic. Deci trebuie, în primul rând, să aleagă o piesă bună, o piesă de concurs, o piesă originală. Deci trebuie să fie modestă, să fie sinceră și trebuie să transmită ceea ce cântă. Asta este principalul, asta este cheia succesului. Și bineînțeles, multă, multă muncă și multe repetiții. Asta este, am înțeles. Iar dacă vorbim de piese bune, trebuie să ai deja urechea ascuțită a domnului compozitor. De la an la an, ce observație, progres, spre ce tinde, cu ce piese din participanțe? Și în acest an și în anii precedenți sunt unii interpreți care excelează prin căutarea unor piese originale. Uneori chiar mă mir, vorbeam și chiar cu Maria, mă mir părerea unor interpreți, păi nu prea sunt piese în limba franceză, nu prea găsesc. Eu zic, păi este plin YouTube-ul de piese în limba franceză, dar trebuie să le găsești, să le găsești. Și este foarte îmbucurător faptul atunci când concurenții vin cu niște piese mai puțin cunoscute, pe care nu le-am auzit până acum și de aceste piese sunt foarte multe. Plus la aceasta aș vrea să le recomand ca să-și aleagă piese, cum a spus și Maria, piese de concurs. Deci nu orice piesă care răsună. Ce înseamnă piesă de concurs? Care să-ți valorifice posibilitățile vocale. Am înțeles. Pentru că este totuși un concurs de interpretare vocală. Și sunt și din cei care își aleg piese incompatibile cu felul lor de a fi? Sunt piese de concert. Piese chiar de discotecă, ca să zic așa, piese care nu ți valorifică, care așa nu au o linie melodică mai originală, mai dificilă, care le asculți așa cap-coadă, dar nu poți să apreciezi interpretul din punct de vedere vocal. Am înțeles, e un lucru foarte interesant. Noi astăzi, apropo, vorbim despre fericire. Astăzi este Ziua Mondială a Fericirii, cum se mai numește. Maria, ce înseamnă fericirea pentru tine? Fericirea pentru mine, nu știu, probabil este viața. Viața este pentru mine o fericire. Este ceva ce nu o pot defini. Este ceva sublim, de fapt. Este ceva desăvârșit. Asta ar fi fericire pentru mine. Nu pot să dau un argument plauzibil pentru fericire. Fericirea e... Domnul Mirco, să bănuiesc că dumneavoastră aveți altă definiție. Una muzicală, probabil. Fericirea pentru mine este să fac ceea ce îmi place cel mai mult, să mă cufund în,
această atmosferă a creației, uh-huh, și să scot piese frumoase, melodii frumoase. Eu mă simt profund fericit atunci când fac lucrul acesta. Și evident, fericirii sunt oamenii din jur, oamenii buni din jur. Eu prețuiesc cel mai mult lucrul ăsta, oamenii buni pe care îi întâlnesc în viața mea, cu care am de face zi de zi, inclusiv Maria, interpreții de valoare cu care colaborez. Deci să-ți trăiești viața din plin, din punctul meu de vedere, este aceasta. Am înțeles. Dacă vorbim despre, să spunem noi așa, tabloul tău sau, cum să spun, chipul tău de artist, hai să spunem așa, tu deja ușor devii conturată ca o artistă de ce genuri de muzică te interesează. Nu știu cum să formulez întrebarea asta, cred că am un lapsus. Dar spre ce te îndrepți? Data trecută am cântat ceva, vorbeam despre o dragoste matură, despre un sentiment profund. Astăzi piesa, din câte văd, se numește Lacrima iubirii. Tot e spre suferință cumva, Maria. Ești tu asta? Trăiești experiențele tale? Am remarcat de fiecare dată, mă transpun, mă transfigurez ca actorii, dar mai mult îmi place muzica lirică, pentru că este o muzică care apare din trăiri, din trăiri adevărate, din niște emoții și sentimente curate. Deci eu cred că muzica lirică, muzica dramatică ajunge mai repede și mai ușor la sufletele ascultătorilor. Cum s-a născut această melodie, domnule Mircos, Lacrima iubirii? A plâns? Era nevoie cineva să plângă din iubire? Eu aș vrea să remarc faptul că noi anterior am fost cu Maria lansând piesa Scrum și lacrimi și asta este a doua lacrimă. Nu și ultima, din trăirile mele, așa, mai de mult, din vremurile mele de studenție, am zis că am avut niște trăiri dramatice, în urma acestor trăiri am făcut mai multe melodii și iată, este una din aceste melodii care are norocul sau, nu știu, nenorocul să se numească tot lacrimă. În fond, Scrum și lacrimă, am zis că a fost chiar denumirea dată de mine personal, atunci când doamna Furdui a făcut versurile, dar aici denumirea a reieșit din versuri, deci deja din versurile făcute. I-am sugerat doamnei Furdui să facă tot o piesă dramatică, a ascultat muzica și a ieșit un text chiar foarte bun. Îi mulțumim foarte mult împreună cu Maria pentru aceste versuri și este, da, este o lacrimă trăită a ei de mine și Maria reușește să se transfigureze și să-mi reamintească acele retrăiri de atunci. Dacă reușește sau nu, asta urmează să vedem când va apărea în scenă. Între timp, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezența astăzi la emisiune. Sper că am avut motive să vă trezim suficiente stări de fericire astăzi, domnule Mircos. Și eu tot așa. Vă mulțumesc așa foarte mult pentru invitație. Cu plăcere. Apropo, dacă tot vorbim despre ai noștri, astăzi omagiat și împlinește o vârstă frumoasă, am spune chiar jubileară, jurnalistul sportiv, un nume notor în tot ceea ce înseamnă jurnalist sportiv, atât la postul public de televiziune, cât și pentru ceilalți colegi de breaslă, dați-mi voie să specific. Asta pentru că colegul nostru, domnul Efim Josan, împlinește astăzi o vârstă frumoasă de 70 de ani. Iar piesa următoare să-i se dedice cu tot respectul și sănătatea oferită din partea emisiunii Bună dimineața! Cești rotea, floarea clipelor susperam, mângâiată de privirea ta, floare mă simțeam. Te goneam și iarăși te chemam, ca o pasăre în zbor eram. Ne iubeam frumos ca doi nebuni, tandru ne iubeam. Brațul tău mă legănai, lumea ne admira. Pentru veci iubire îmi jurai, dar în gând mă trădai. Se stingeau cuvinte în pulber și vânt, floarea cea din pom se lăsa spre pământ și o lacrimă se zbătea în umbra nopții. Unde-i taina serilor ce ne-au crescut? Unde-s jurămintele ce
ce le-am crezut. Toate șoapele noastre ce-n dor l-am țesut unde sunt. Lângă pomul vieții stau și ascult glasul lacrimii de demult și înțeleg că a fost un vis duios, un vis luminos. Într-o zi pe un drum înstrăinat, cum plecai nu știai că iubirea tu m-ai învățat când pe ascuns mă trădai. Se stingeau cuvinte în bure și vânt, floarea cea din pom se lăsa spre pământ și o lacrimă se zbătea în umbra nopții. Unde-i taina serilor ce ne-au crescut? Unde-s jurămintele ce le-am crezut? Toate șoapele noastre ce-n dor le-am țesut. Lacrima iubirii, premieră la Bună dimineața, în interpretarea Mariei Codreanu. Mulțumim frumos pentru această melodie. În cele ce urmează, ce-mi rămâne să vă spun, stimații noștri privitori? Să fie viața dumneavoastră, atunci când vor veni problemele, să așa să vă eschivați cum o făcea Neo în filmul Matrix, dacă vă aduceți aminte, ca ulterior să vă treziți și să spuneți în fața tuturor "Don't worry, be happy", ceea ce înseamnă nu vă faceți griji, totul va fi bine, adică fiți fericiți. O zi bună să aveți, una fericită, de ce nu? Și mâine la aceeași oră, evident, vă așteptăm tot aici, la Bună dimineața!